Bună, dragii mei, ce faceți? Bine ați revenit din nou pe canalul nostru. Astăzi o să vedeți cum pregătesc eu pentru murături. Ce legume am cumpărat și, bineînțeles, ce și cum vreau să fac acest lucru. Am două găleți. Știți că eu am mai folosit anul trecut, sau cu 2 ani, am folosit aceste găleți de la Ovi. Am două și sunt foarte, foarte bune. Deci, chiar... Dacă stați în Germania și nu găsiți borcane de acelea mai mari, cum avem noi, sau butoaie, cum avem noi în România, mergeți la Obi, pur și simplu, și cumpărați-vă genul ăsta de găleți, bineînțeles cu capac care se etanșează perfect, da? Deci avem capacele și se etanșează super. Această găleată are 9 litri, bineînțeles că o să văd cam câte legume îmi intră, pentru că eu deja mi-am curățat o parte din legume, și le-am spălat. Mai trebuie să-mi spăl aceste găleți ca să le pregătesc. Bineînțeles să pot să pun ce am... Să iau camera ca să vedeți așa. Da, deci aceste două găleți, am văzut, sunt destul de măricele. Aici am curățat o mare parte din legume. Avem și cogonele, pentru că o să pun separat un bocan cu cogonele. Așa, și aici avem legumele spălate. O să pun de murături asortate. Deci avem morcovi, țelină, hrean, am și niște ridiche. Așa, asta este ridiche. O să punem și niște ridiche. Conopidă, pentru că nouă ne place foarte mult conopida murată. Usturoi. Varză, nu trebuia varză roșie, dar în fine nu am găsit, așa că o să punem doar varză albă, merișoare, avem niște mere din astea așa mai tari, chiar sunt foarte bune, o să pun și pere, bineînțeles, pentru că eu fac cu murături asortate, chiar sunt foarte faine perele astea, și gutui, am și niște gutui, să le găsesc, o să pun vreo... 3 gutui, 4 gutui, ceva de genul. Chiar sunt foarte faine. Sfeclă roșie am să pun, dar nu foarte multă, ci așa ca să înroșească un pic apa. Și o să mai pun și niște boabe de struguri, dar da, strugurii pe care am cumpărat eu nu sunt chiar foarte calitativi. Am crezut că sunt ok, dar din păcate mi-am cam luat zeapă. Așa că voi o să vedeți, dragii mei, cum fac acest lucru. După care o să ornăm prin casă. Pentru toamnă, pentru că acum este toamna, deci chiar este toamna, este foarte frig, a fost cu minus azi noapte, minus un grad, bine, dimineața era minus un grad, dar în orice caz este foarte frig, așa că, da, dragii mei, a venit toamna destul de târzie, ca să zic așa, pentru că a fost cald, până săptămâna trecută chiar a fost cald, am avut 25 de grade, acum v-am spus, au scăzut temperaturile sub 0 grade, dar asta este, trebuie să ne așteptăm că vine iarna și data suntem în noiembrie, luna noiembrie, nu? Deci mai avem un pic din octombrie și vom intra în noiembrie. Ne pregătim de sărbători, pentru perioada de sărbători, pentru Crăciun și așa mai departe. Și mi-am adus și niște decorațiuni pentru Halloween, pentru că copiii anul ăsta vor să sărbătorească Halloween-ul, ceea ce noi avem ceva ani de când nu am mai făcut chestia asta, dar fiindcă își doresc foarte mult, au și mai mulți prieteni și care acești prieteni vor veni la noi în vizită, la ei în vizită, de fapt, și da, vor așa ca să aibă o atmosferă de Halloween. Și o să vă arăt ce anume am pentru Halloween și ce anume am pentru toamnă, ce fel de decorații. Nu am foarte multe, dar așa acolo un pic, să creezi așa atmosfera aia de toamnă. Da, după care o să mai vedem ce facem. Astăzi o să fac o tocăniță de cartofi cu scăriță. Am aici niște scăriță pe care am cumpărat-o de la magazinul rusesc. Da, este firmă românească, se cheamă Marcel. Da, scăriță de piept. Scăriță, piept de porc, ceva de genul. Dar o să facem și tocăniță pentru că
M-am gândit așa, oare ce să gătesc eu astăzi? Vreau să fac o supă. Și o să fac o supă de pui. Nu am mai mâncat de mult supă. Și o să fac și niște tocăniță de cartofi cu scărița asta. Așa că astăzi o să cam stau prin bucătărie. Apropo, suntem în concediu. Adică eu sunt în concediu. Și profit de zilele astea, cât am eu așa liber, să mai fac un alta prin casă. Și o să vă mai spun mai pe parcurs ce vrem noi să mai facem prin casă. Adică ce modificări. Pentru că noi facem modificări totdeauna. Știți, suntem... nu regii mutărilor. Stai că mi-a mai zis cineva sultana mutărilor sau ceva de genul. Pentru că știți că eu mă plictisesc foarte repede și... Din păcate, asta este. A, apropo, am văzut ceva aici. Ia uitați ce am găsit eu pentru baie. La Netto am găsit niște plăcuțe. Erau mai multe plăcuțe. Erau și pentru bucătărie, dar nu mi-am luat pentru că la bucătărie am deja două plăcuțe și chiar nu știu, mai avea sensul să mai cumpăr o tăbliță de genul ăsta vintage, anii 50. În schimb, am găsit pentru baie, care scrie aici Persil. Pentru toate rufele, noi folosim Persil. Ia uitați-o pe această domniță, ce frumoasă e îmbrăcată în alta, stilul anii 50. Și asta o să o punem în baie. Și o să vă mai duc mai târziu în baie, să vedeți ce am mai făcut și pe acolo. Am mai făcut un pic așa, am mai pus ceva, mai adăugat ceva. Așa, deci eu o să mă apuc de spălat belețile. Și după aia de așezat, bineînțeles, murăturile în găleți. Murăturile, doamne, legumele. O să vă așez pe aici pe undeva, așa, ca să mă vedeți pe mine în acțiune, da? Așa că să-i dăm bătăi. Sper să nu-mi cadă camera. Deci, luăm gălețile și le spălăm bine. Cu apă caldă. Oricum, biletele mele sunt curate, dar sunt cu praf totuși. Trebuie să le curăț. Așa. Și capacul.
dragii mei, am terminat două găleți de pus. Ce vreau să fac mai departe este să fac saramura, nu? Deci am acest pahar cu gradate, bineînțeles. O să pun un litru de apă și la fiecare litru de apă o lingură de sare. Această sare am cumpărat-o de la magazinul rusesc. Este sare neiodată. Așa, eu am mai folosit și prea trecută această sare și mi-a plăcut foarte mult, pentru că chiar e ca sarea, aproape ca sarea noastră de acasă. Ia uitați. Deci, vedeți, este sare neiodată. Și o să punem un litru de apă, o lingură de sare, până se umple. Asta este rețeta după Gina Bradea. Și amestec să se topească sarea. Și bineînțeles că mâine o să vântur, pentru că trebuie cel puțin 10 zile trebuie vânturat sau 7 zile trebuie vânturat ca legumele să rămână tari. Dar bineînțeles că în același timp să fie murate. Să fie așa tari, crocante. Da, știți ce am uitat eu să pun? Am uitat să pun niște cimbru, dar nu am crenguțe de cimbru, am așa. Cimbru, bine, s-a scris timian, dar este cimbru. Și o să pun niște cimbru și niște boabe de grafin. Ar trebui să fi pus și niște boabe de muștar, dar nu am. Trebuie să pun niște cimbru ca să dea aromă așa bun. Așa, și după care o să fac rogonelele. Mamă, vreau ce bine miroase! Ce bine miroase! Punem așa câteva foi de grafin printre. Așa, și, bineînțeles, niște cimbru. Să vezi tu ce aromă să aibă murăturile mele. A, și știți ce? O să mai pun și niște crenguțe de busuioc. Îi dă așa o aromă fantastică. Da. Pentru că Gina Bradea punea și busuioc la murături. Așa că eu o să pun niște crenguțe de busuioc. Că am. De ce nu? Uite așa. Ia uitați, am cimbru proaspăt, ăsta a pus eu proaspăt, așa, și o să pun deasupra aici. Așa, să vezi tu ce aromă o să aibă murăturile mele. Mamă mia, deja se simte. Așa, și mă apuc de bocconiere. Ok, acum le las în casă timp de 7 zile undeva unde mai răcoare, așa, ca să le vântur. Și acum mă apuc de bombonele. Îmi trebuie un morcov, asta așa, mare. Vai, ce e aici la mine în bucătărie, dragele mele. Așa e și la voi când faceți murături sau când faceți mâncare, pentru că la mine e dezastru. Deci mereu e dezastru. Eu sunt foarte dezorganizată. Dar important e că mi iese bun. Orice aș face, mi iese bun. După aia, da, trebuie să muncesc, să fac și curățenie și, da, despre asta nu mă stresez eu. Oricum sunt toată ziua, mai toată ziua prin bucătărie. Și acum curățăm și usturoi.
rețeta asta cu gogonele, le-am luat de pe YouTube de la cineva, nu mai știu să zic cine, dar eu mă încred în rețetele pe YouTube pentru că sunt bune. Bine, nu în toate rețetele, că s-a întâmplat să mă mai iau și să nu-mi iasă. Dar, în general, sunt bune rețetele de pe YouTube. Mi-am luat usturoi dintre ăsta așa, întreg. Am găsit la ruși. Ăsta vine din China. Deci, vine din China. Se știa că usturoiul din China nu e așa bun. Dar ăsta miroase așa de tare a usturoi. Se zice că usturoiul e sintetic, da? Nu e sintetic, că e lipicios, e așa, e... Adică e ca usturoiul ăla nostru, știi? Numai că ăsta se face așa, crește... Ia. Nu, are miros a usturoi. Ăsta nu mai trebuie. Așa. Deci avem aici borcanul, care l-am spălat și o să pun aceste cremuțe de mărar. Ce mi-a mai rămas pe fundul borcanului, că așa am văzut în rețetă, așa, și mai am aici. Deci ăsta este mărar de la mine din grădină, din balcon. Așa, ca să... Și alte crenguțe nu mai am. Dar nu mai. Dacă e să mai fac ceva, un cumpăr de la ruși. Asta e. Așa. Aici am niște condimente pentru murături, unde sunt și voave de muștar. Da, ăstea le-am cumpărat tot de la ruși, cred că, nu mai știu. Da, o să iau silindra, ceva așa boabe, boabe de muștar, că mie astea îmi lipsesc. Așa. Mamă, ce bine miroase, Dumnezeule. Ia să văd, are și cimbru. Zic, tu la unii, că văd să văd. Mertiș. Coriandru, are și coriandru, da. O să pun niște timian. Niște cimbru, pardon. M-am învățat să zic și eu ca ușa de aici. Timian. La cimbru. Punem hrean, că avem hrean. Ok, usturoi. Hai așa bucățele. De fapt, se le pun mai târziu. Așa. Încep să pun gogonelele care sunt foarte tari, nu tari, foarte tari. Așa. Avem și o gogonică, o roșie, de fapt, care da, e tare. Sper să-mi intre, dacă nu, nu știu zău ce am să fac. Nu cred că mi intră. Cred că o să mai trebuiască să mai iau crean de aici ca să-mi pun și la celelalte borcane. O să încerc să pun gogonicile. Să le îndesc cumva. Să-mi intre cât mai multe. Trebuie să pun și morcovi.
scot o roșie ca să le lasă să se coacă. Mie mă interesează bobonicile. Că m-am descurcat. Băgăm din astea. Hai că mi-ajunge. Restul le pun la copt. Punem și un ardei. Nu mai am ce îmi trebuie și așa. Și morcovi. Foi de dafie. Așa. Astea-s. Și mai aici așa niște usturoi. Mănânc o pară, da? Ia uitați ce bine arată. S-a copt. Mamă! Ce bine arată! Bustărica mea de astăzi. Dimineața am mâncat un sandwich. Așa și am băut niște ceai verde. Apropo, ceaiul verde care l-am cumpărat de la Ruș este acesta. Ceai verde. Ceai pur. Și beam în fiecare dimineață câte o cană de ceai. Păi, de mine, știți cum funcționează? Lăsați așa să mă vedeți. Vă arăt, deci este ceai din China, ceai verde din China, vedeți? Ceai verde. Pun ceai în recipientul ăsta, așa, și capacul, și bag în apă fierbinte și las acolo 3 minute până se înmoaie și să face ceai. Da? Deci eu așa fac. Și acum mâncăm pară, că chiar mi-e poftă. Sientes el efecto, sé que no soy solo yo. Algo tan perfecto nunca puede ser tan solo un error. No, porque no puedo dejar.
oalele, de fapt oala pe foc, da? Tocărița. Și vreau să vă arăt ce vreau eu să pun în cadru. Și vreau să vă arăt ce decorațiuni sau ce am eu pentru asta, pentru toamnă. Am aici ceva, sunt foarte multe. Aici, în plăsuța asta, am eu chestii de decorațiuni. Ia uite ce am făcut aici, o mizerie. Și aici sunt astea de Halloween. Deci aici avem o grămadă de chestii de Halloween, dar să vedem întâi cu astea ce facem. Am niște frunze, niște bostan. Ia uite ce frumos e ăsta. Ia uite. Și am această tăviță care e vintage, se seamănă cu ce am eu aici în sfragerie. Și aici o să le pun aceste decorațiuni. Așa. O să eu acum să mă chinui să le aranjez, le pun așa pur și simplu. Mai am aici ceva. Astea sunt niște alune, nu știu ce. Asta este o coroniță care am făcut-o pentru machiaj. Ia uite ce drăguță e. Da. Și astea o să văd, eu trebuie să le pun într-o vază ceva. Trebuie să eu unde le pun, în vaza cu floarea soarelui. Asta e așa, că nu merge. Maci nu mai sunt. Maci, gata, trebuie să-i scot. Maci, nu mai sunt maci. Din păcate, maci, gata, plec. Punem aici floarea soarelui, că e acum floarea soarelui. Și era, nu au fost, da? Da, punem aici așa, frumos. Maci îi ducem jos în beci. Și gata. Decorațiunile. Ia uitați ce frumos arată. Vedeți? Și ce mai am eu pentru toamnă aici în bucătărie? Ia uitați, sus am floarea soarelui, care uitați cât e de faină, da? Decorație de toamnă. Și aici am pus măturica asta, dar nu prea. Trebuie să o pun eu în altă parte. Ia uitați ce drăguță e. Tocănița fierbe. Nu știu, trebuie să mă gândesc unde să o pun eu asta ca să se vadă. Oare aici să o pun? Cred că aici am să o pun eu. Trebuie să văd. Undeva. Așa. Și ce mai am eu la intrare? Nu știu dacă v-am arătat. Ia uitați, aici la intrare am această vrăjitoare drăguță cu măturica. E pentru aici, în hol. Pentru la intrare. Da. Ce drăguță e. Ia uitați ce frumos arată. Da. Și pe teava aceasta avem 3 lumânări. Una este cu ananasa, îmi place foarte mult cu miroase. Una este cu white rose jasmine. Miroase așa și așa. Și asta este cu, nu mai știu cu ce, dar e galben. Am zis că se potrivește cu decorul. Alea sunt urmele lui Lily. Uitați, am cumpărat această față de pernă de la Netto și această pernuță am cumpărat-o tot de acolo. Că e fain așa și e
E retro. Îmi place foarte mult. Așa, și ce vreau să vă zic despre schimbările care vreau să le fac. Aici, în sufragerie, peretele ăsta unde este tabloul ăsta mare și acolo, da? Deci doar partea asta. O să fie galbenă. Da, un galben așa cum spernele. Pentru că am foarte multe plante, după cum puteți să vedeți, și foarte multe plantuțe mici, pe care o să le cocoț acolo sus, în partea aceea, pe niște rafturi, o să cumpăr niște rafturi. Am găsit eu o imagine pe Pinterest care mi-a plăcut foarte mult și, da, o să vă atașez aici ca să vedeți în colț despre ce este vorba. Și vreau să-mi fac așa, exact ca în imaginea asta, pentru că, vedeți, mie îmi place foarte mult culoarea asta de galben, muștar, nu galben lămâiță, galbenul ăsta așa închis, mai mult spre portocaliu. Pentru că am canapeaua asta care este albastrul ăsta deschis și se cam potrivește. Și de-aia am zis, vreau să fac așa o schimbare radicală aici, să-mi fac peretele ăsta galben. Iar în contrast cu mobila și cu plantuțele, o să fie super. Și am mai văzut în imaginea asta, de fapt voi vedeți acum, în imagine că sunt niște draperii pe care încerc să văd dacă le găsesc așa cu carouri sau cu romburi, ceva de genul, cum arată aici, ca să le înlocuiesc cu astea albastre. Deci îmi plac enorm de mult. Și mai este acel covoraș cu negru cu dungi, așa. Tot ceva gen, nu romburi. Ceva așa, în fine. Pe care o să încerc să îl găsesc, să văd dacă am norocul ăsta. În rest, sunt super mulțumită de cum arată sufrageria mea momentan. Iar pe masa asta, să știți că am cumpărat de la ruși acest plastic, această folie groasă, așa, pentru că am observat masa este lemnul. Este foarte sensibil, casant, și dacă se întâmplă să izbește ceva pe masă, se găurește foarte repede, se zgârie, și am zis că vreau să o protejez, iar folia asta este super ok, super groasă. Ia uitați cum arată decorul meu. Bine, floarea soarelui mai mult ține de august, dar am zis că e ok așa, hai să zicem, toamna mai găsim și floarea soarelui. Cu vaza asta care tot cu floarea soarelui și pe bostanel l-am pus aici. Îl las aici că nu știu unde să-l pun. Iar în bucătărie am mai făcut și aici am pus florile astea care sunt așa aproape uscate. Vedeți? Deci tot dă așa de sezon. Avem acest bostanel care de fapt este ceasul meu de bucătărie. Și ăsta este coșulețul în care a fost usturoiul și am zis că îmi las aici, așa, ca să arate mai tomnatic, așa. În borcan am pus deja apa, saramura. După cum vedeți, cam așa arată. Da, lăsăm să se sărăcească și după aia îl cobor în beci. Făcănița fierbe. Ia uitați ce bine arată. Da, acolo sunt cele două găleți pe care o să le las aici ca să pot să le vântur mâine. O avem și Potoschi care îl așteaptă pe taxul, că știe că acum trebuie să vină. Așa-i? L-aștepți pe tati? Da? Copiii sunt la școală și vreau să vă mai arăt în balcon cum mi-arată grădinița. Grădinița, este foarte frig afară, să știți. E foarte frig. Wow, foarte, foarte frig. Deci eu încă mai am ceapă de asta, așa. Ar trebui să o tund. Nu știu. Ia uitați, aici avem usturoiul, ardei. Avem doi ardei. Și încă văd că mai face floare. Iar aici mai am o roșie. Cam atâta mi-a mai rămas din toate roșiile. Ia uitați, plantuța asta ce frumoasă e. Asta e aia care e de iarnă, dar
Văd că mi-au scos frunze. Și ia uite cât pătrunjel am. Vedeți? Pătrunjel la greu. Brăduții i-am pus aici. Ah, uite ce fain. Brăduții. O să se prindă ei, că na. Trebuie să-i mai udăm. Da, uite. La iarnă o să-mi pun aici instalații pe brăduții ăștia. Trebuie să-mi strâng niște pătrunjel. Gata și tocănița. Am pus verdeaț, am pus niște boia și ia uitați. Ia uitați ce minunăție avem noi aici. Mamă! Mamă, iubi! A venit și iubi. Say hello! A venit de la școală și a venit și Bia între timp. Abia așteaptă să mănânce că i s-a făcut o foame. Mamă! Și am zis, lasă Bia, că uite acum numai bine ai venit. Gata, e mâncarea. Da, și punem să mâncăm. Deci, bun apetit! Ia uitați și gogonelele mele! Avem și pâniță, ceva mezeluri, au cumpărat eu bine niște chefie. E bun!